Mulțumim Domnului și astăzi, în această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Și așa cum a fost îndemnat la timpul de rugăciune, avem suficiente motive pentru care să-i mulțumim. Ne apropiem de finalul lecțiilor din perioada post-exilică. Astăzi, lecția a noua, o viață cu folos, urmând ca în lecția a 10-a să observăm din aceeași perioadă, în primul rând, și din întreaga istorie biblică în general, o viață fără folos. Viața înseamnă timp. Și timpul, cum bine știm, nu poate fi economisit. Poți să economisești alte valori, dar nu viața. Viața și timpul poate fi doar folosit sau nefolosit. Câștigat în momentul consumării fiecărui eveniment s-au pierdut. Iată ce scria Solomon Înțeleptul în Cartea Eclesiastul, capitolul 3, cu referire la momentele diferite din viață. Eclesiastul 3, versetul 1, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Versetul 11, orice lucru El, adică Dumnezeu, îl face frumos la vremea Lui. El a pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Aceasta este o motivație în plus ca să folosim fiecare moment, pentru că noi nu putem să cuprindem un spectru veșnic, să avem o imagine completă a lucrării lui Dumnezeu. Și versetul 14 aduce în lumină aceeași idee. Am ajuns la cunoștință că tot ce face Dumnezeu de noi este în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El și să înțeleagă vremea potrivită pentru fiecare lucrare. Pentru că dacă pierdem timpul favorabil, s-a dus totul. Tot în Eclesiastul, capitolul 11, citim versetul 4, cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Adică nu putem să așteptăm să facem o lucrare, să acționăm doar atunci când condițiile vor fi absolut favorabile. Nu, trebuie să folosim orice clipă potrivit cu starea și situația dată. Ceva asemănător scria Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, punctând nevoia de operativitate, versetele 6 și 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală, dar nu vom secera dacă n-am semănat. Pentru că în versetele anterioare este scris, fiecare să țină cont de ceea ce seamănă. Versetul 10, așadar, cât avem prilej, când este momentul, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Ca să nu fim ca și leneșul descris în cartea Proverbele, ce ar vrea să secere, dar lăsa să treacă momentul potrivit al semănării sau al întreținerii culturii. Vreau de asemenea să precizăm încă de la început, citind din cartea profetului Zaharia, capitolul 8, un adevăr care reieșea și din versetele citite din cartea Eclesiastul, faptul că nu noi alegem când este vremea potrivită pentru o lucrare, ci Dumnezeu rânduiește lucrările și vremea lor. Degeaba ar fi vrut evrei și au vrut unii să rezidească Ierusalimul și templul mai repede. Unii profeți au promis că se vor întoarce mai repede evreii din robie. Nu, a fost o vreme rânduită de Domnul. Și aici este scris, citim de la versetul 3, așa vorbește Domnul, mă întorc chiar și în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema Cetatea cea Credincioasă și muntele Domnului Oștirilor se va chema Muntele cel Sfânt. Așa vorbește Domnul Oștirilor, iarăși, vor ședea pe uliții Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă,
fiecare cu toiagul în mână, din pricina marilor număr de zile. Ulițile cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Dacă lucrul acesta va părea demirat în ochii rămășiții poporului acestuia în zilele acelea, va fi demirat oare și în ochii mei, zice Domnul Oștirilor. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iată, eu îi zbăvesc poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Deci, noi trebuie să înțelegem nu doar că viața se consumă oricum, ci că viața se consumă după onorar rânduit de Dumnezeu. Și asta trebuie să ne determine să îl citim acest orar și să ne încadrăm în el. Dar să urmărim mai îndeaproape câteva exemple din perioada aceea. Citim din Hagai, profetul contemporan cu Zaharia, capitolul 1, versetul 13 și 14, pentru a observa că evreii care și-au legat viața de cuvintele lui Dumnezeu, de făgăduințe, de profeții, au fost favorizați în a își folosi viața, în a nu trăi fără folos. Hagai, trimesul Domnului, i-a zis poporului după porunca Domnului: eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Sealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotzadac, marele preot, și duhul întregii rămășiții a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor, Dumnezeului lor. Din acel moment, așa cum scrie și în alte referințe din această carte a lui Hagai, evreii au trăit cu folos. Până atunci, și în ceea ce munceau, n-au avut spor și binecuvântare. Pentru că viața poate fi folosită numai atunci când ții cont de cuvintele lui Dumnezeu. Așa cum spunea și Domnul Hristos: căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică cele necesare vieții, după care oamenii umblă în mod general și în mod curent, nu sunt pierdute, se câștigă și acelea. Să citim și din Evanghelia după Luca, în ideea celor spuse de Domnul Hristos, unora care voiau să-și facă viața cu folos, frământându-se, îngrijorându-se. Luca 12, citim de la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce vei bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Versetul 4. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Deci felul în care gândim va face ca să avem vreo comoară sau să pierdem și ce avem, cum a spus Domnul în altă împrejurare, unora li se va mai da și alții vor pierde și ceea ce au. Citim și din cartea Nemia, capitolul 10, versetele 28 și 29, pentru a vedea că evreii care au hotărât să slujească Domnului potrivit legii, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, au căpătat sens în ceea ce făceau. Viața lor era de acum una trăită cu folos. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce au fost, ce se dispărsiți de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, aici a fost secretul, nevestelor, fiii și fetelor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânul lor, stăpânul nostru, orânduielile și legile lui. De aici pleacă folosul vieții. Când
vrem să ne racordăm viața la cele scrise în Cartea Vieții, în Scripturi. O viață trăită după alte principii, după alte scopuri decât cele menționate în Scriptură, se va constata mai degrabă sau mai târziu că este o viață pierdută. Au fost oameni care și-au dedicat viața unor idealuri filozofice, politice, economice. Alții și-au dedicat viața sportului, diferitelor ramuri ale culturii. Toate aceste vieți au fost pierdute. Când ne racordăm viața la Cuvântul lui Dumnezeu, din acel moment viața noastră capătă sens. Pentru că în Scripturi avem făgăduința vieții veșnice și a vieții de aici. Așa cum corect scria apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8, căci deprinderea trupească, adică vreo dedicare pentru un scop anume în viață, fie orice pasiune ar fi ea, iese de puțin folos. Pe când evlavia, ceea ce înseamnă să te raportezi și să te racordezi corect la Dumnezeu, la voia și principiile sale, este folositoare, și noi vorbim de viață cu folos, este folositoare în orice privință, întrucât are promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. Doamne, ajută-ne așadar să-ți prețuim cuvântul. Într-un al doilea exemplu, chiar dacă privim în mare la aceiași oameni, vreau să observăm că în perioada post-exilică, preoții și leviții și-au trăit viața în modul cel mai cu folos în vremea aceea. Ei au fost principalii actori ai lucrării lui Dumnezeu din perioada post-exilică. De ei era nevoie, în primul rând, să se reinstaureze slujbele sfinte. Știți că leviții puteau sluji între vârstele 20 de ani și 50. Mai repede nu erau acceptați, după aceea puteau doar să ajute. Dacă lăseau să treacă anii aceia propice, rânduiți de lege, în urmă, viața nu mai avea sens. Dacă preoții și leviții nu își făceau slujba, tot poporul pierdea legătura cu Dumnezeu. Pentru că atunci numai ei aveau voie să se apropie de Domnul, să-i aducă jertfe și să-i slujească. De aceea întâlnim în cărțile noastre de studiu din perioada post-exilică multe referiri la preoți și leviți. Să citim acum numai din cartea Numeri, capitolul 12, de la versetul Nemia, de 12, de la versetul 23. Fiii lui Levi, versetul 24, căpetenile leviților, și numără pe câțiva cu nume, erau însărcinați să mărească, să laude pe Domnul după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu. Ei trăiau pe vremea lui Achim, fiul lui Iosia, fiul lui Iotsadac, și pe vremea lui Nemia, dregătorul, și pe vremea preotului și cărturarului Esra. Deci în vremea aceea au fost unii care au știut să-și prețuiască chemarea de a fi preoți sau leviți. Hai să adăugăm un cuvânt și din Ezra, capitolul 8, pentru a observa că atunci când s-au mai întors în Țara Sfântă alți evrei din robie sub conducerea lui Ezra, a fost nevoie în primul rând de preoți și leviți. 8:15. I-am strâns la râul care curgea spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile și enumeră. I-am trimis la căpetenia Edo, căpetenia care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuia să spună lui Ido și fraților săi slujitori ai templului care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Era nevoie de astfel de oameni. Și este scris în versetele următoare că au găsit astfel de slujitori, leviți, cântăreți, cântărețe, oameni implicați în lucrarea Domnului, care trebuiau să fie dedicați cu familiile lor. Acum i-am dat ca exemplu pe ei, nu cu referire doar că în vremea noastră e nevoie de slujitori dedicați, predicatori, proroci sau slujitori.
Vreau să arăt din Noul Testament un cuvânt care trebuie să ne fie clar, că acum toți suntem preoți și leviți. Atunci a fost nevoie în mod deosebit de această seminție. Acum este nevoie de noi toți. 1 Petru, capitolul 2. Citim de la versetul 5. Și voi, ca niște pietri vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Atunci numai preoții și leviții puteau lucra la casa Domnului ca slujitori. Ca și construcții puteau și alții să dea o mână de ajutor, ca și donații. Citim mai departe, o preoție sfântă, ca să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Așadar, frați și surori, rețineți o a doua idee. A fost nevoie de oameni care să se lege de cele scrise, să asculte de Domnul, de cuvânt. În al doilea rând, exemplele oamenilor care și-au trăit viața cu folos din vremea aceea și din vremea noastră, sunt cei chemați să slujească. Și acum acest drept acces la Dumnezeu îl avem toți. Cine nu poate să aducă o jertfă Domnului? Poate oricine. Oricine poate să vorbească despre Domnul, să aducă o jertfă în închinare înaintea Lui. Închinarea este în Duh și în adevăr, nu mai depinde de un loc, nu mai depinde de vreun popor, este această preoție generală. Vom folosi noi vremea? Vom trăi cu folos? Scriptura spune, de exemplu, despre văduve că pot să ajungă să slujească tot timpul, zi și noapte. Ca și cei ce erau tot timpul la templu. De ei a fost nevoie, în primul rând, de oameni dedicați cât mai mult este nevoie acum. Evident că avem și responsabilități de familie. Dar toate celelalte pasiuni ar trebui să se subordoneze acestei chemări. De aceea nu admitem sub nicio formă ca un creștin să fie pasionat de sport, de filme, de alte lucruri păcătoase. Pentru că noi avem chemarea slujirii. Dumnezeu să aprindă noi acest foc al slujirii, să fim dedicați chemării sfinte. Suntem preoți, frați și surori, suntem leviți. De ei a fost nevoie mai întâi și la fel, acum Dumnezeu are nevoie de noi toți, pentru că așa a vrut Dumnezeu să facă din poporul Lui un popor de preoți, adică de oameni care slujesc. Mai dăm în final ca exemplu și pe câțiva dintre străini neevrei care au făcut și ei câte ceva pentru Domnul. În mod deosebit mă refer la împărații care au dat decrete favorabile lucrării sfinte în vremea aceea și la cei ce au adus diferite daruri sau au trimis, la cei ce au făcut donații pentru casa Domnului. Și de oamenii aceștia este nevoie. Este un mod bun de a-ți folosi viața, de a dărui ceva material, de a-ți folosi autoritatea, poziția socială să favorizezi lucrarea sfântă. Și întotdeauna au fost astfel de oameni, binevoitori. Așa ca moașele din țara Egiptului, așa ca împăratul Cir, Artaxerse, Dariu, oameni care au avut pe inimă să facă ceva bun pentru templul Domnului, pentru lucrarea sfântă de la Ierusalim, din Iuda. Vreau să observăm că asta nu înseamnă neapărat și faptul că Dumnezeu le-a dat mântuire. Dumnezeu poate să plătească aici unui om care face un bine. Dar este în același timp și o ocazie, o prioritate ca Dumnezeu să dea mântuire. Știți, am citit în lecțiile anterioare, scrie în Isaia 44-45, că Dumnezeu l-a numit pe Cir robul Lui. L-a numit și pe Nebucadnețar robul Lui, pentru că a ascultat și a împlinit anumite lucrări rânduite de Domnul. La un moment dat citim în cartea Ezra, capitolul 7, că împărații doreau anumite favoruri
pământești pentru ei, pentru neamul lor, în urma donațiilor efectuate. Și cred că Dumnezeu nu le-a rămas dator. 7 cu versetul 15. Și să duce argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului Israel, la cărui locuință este la Ierusalim. Tot argintul și aurul care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, îi spune ce poate să facă cu aceste donații, cu ce scop le-au dăruit ei. Citim în această scrisoare dată de împărat, versetul 23, de exemplu, tot ce este poruncit de Dumnezeu cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeu cerurilor, pentru ca să nu vie mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Credeau că dăruind aceste lucruri, Dumnezeu poate să le fie binevoitor, să ocrotească țara, să le ocrotească familia și cred că Dumnezeu nu le-a rămas dator. Dumnezeu întreabă în discuțiile ce au intervenit în cazul Iov, sunt cuiva dator? Vreau să-i plătesc. Dumnezeu n-a rămas dator nimănui. Ba, mai mult putem spune fără să greșim că Dumnezeu dă în plus, că dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi în bunăvoința sa, slăvit să-i fie numele. La un moment dat este scris în cartea profetului Ezechiel că Dumnezeu a trimis pe Nebucadnețar să pedepsească Tirul datorită păcatelor lui. Și drept răsplată urma să-i dea bogățiile Tirului. De cei din Tir și le-au strămutat pe o insulă, împăratul Babilonului nu avea o flotă ca să primească acel cadou, să zicem, și în schimb este scris pe profetul Ezechiel că Dumnezeu i-a spus împăratului, îți dau cadou țara Egiptului, îți dau pradă de acolo. Pentru că Dumnezeu este atent cu toți oamenii. Nouă nu ne va lăsa de răsplătit un pahar cu apă, dar și la cei de afară Dumnezeu le dă și îi răsplătește în viața aceasta. Căci Dumnezeu este bun, este drept, slăvit să-i fie numele. Deci putem spune că și pentru cei de afară care contribuie cu ceva la lucrarea Domnului, au și ei un folos din aceasta, Dumnezeu este favorabil în viața aceasta. Dacă ar crede, Dumnezeu poate să-i cerceteze, s-ar mântui, ar putea să aibă și un folos etern. Dacă nu, rămân cu ceea ce li s-a dat aici. Vreau să observăm acum, sub câteva explicații, cum putem să ne trăim viața cu folos? Pentru că așa de repede trece. Asta cel mai bine pot să spună ce ți se apropie de bătrânețe. La tinerețe ți se pare că viața e așa de lungă, că viața nu se vede la fel de lungă de la un capăt ca și de la celălalt. Când eram tânăr, credeam că oamenii de 50 de ani sunt cam bătrâni, nu? Acum, dacă am împlinit 50 de ani, mi se pare că tata e bătrân, că împlinește luna asta 80. Da, dar de trecut toți trecem. În primul rând vreau să observăm că oamenii care își trăiesc viața cu folos sunt oamenii care ceea ce fac, fac cu încredințarea că Dumnezeu le-a cerut să facă. Cu siguranța că ceea ce fac este voia Domnului să facă. Altfel, bușbăim și nu numai că nu avem siguranță, putem să ne pierdem râfna. Dumnezeu nu este obligat să ne dea puterea necesară pentru finalizarea acelei lucrări. De aceea este foarte important să avem încredințarea că o lucrare care o facem ne este rânduită de Domnul. Să știi când te duci undeva că Domnul te-a trimis.
Să știi când depui efort în familia ta că a fost voia Domnului să te căsătorești. Să știi că și dacă trebuie să suferi sau Dumnezeu a îngăduit pe cineva să te nedreptățească, să știi că Dumnezeu este în control și privește spre tine, îi place de ceea ce face. Să citim în cartea Nemia, capitolul 2, pentru a argumenta această idee, de la versetul 18. Nemia a avut în plan să rezidească cetatea. Mai întâi s-a rugat, a primit o încredințare, a primit aprobări de la împărat, a venit la Ierusalim, a cercetat cum stau lucrurile, pentru că el a vorbit doar din auzite. Și acum era încredințat 100% că ceea ce urmează trebuie să facă. A fost momentul în care i-a informat și pe alții. Până atunci a tăcut. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte mă spusese împăratul. Ei au zis să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Imediat s-au evit piedici. Da, dar ei au fost siguri că lucrarea vine de la Domnul. Alții au constatat numai mai târziu aceasta. Așa cum scrie în 6:16. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Așadar, înainte de a porni într-o lucrare, să primim încredințarea necesară. Asta ne va ajuta să fim folositori lucrării Domnului, nu doar să fie viața cu folos, că noi nu ne putem privatiza. Lucrarea este a Domnului întreagă și noi suntem doar parte din ea. Să nu lăsăm să treacă clipa potrivită. Citesc și din Fapte 26, dând ca exemplu pe Apostolul Pavel, unde el își prezintă chemarea de la versetul 15, știți că el a fost foarte hotărât în ceea ce a făcut, foarte activ. Totul a pornit de la certitudinea că Dumnezeu l-a chemat și l-a trimis în această slujbă. 26:15. Cine ești, Doamne? A răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, că și m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit și îți prezintă lucrarea. Și scrie el aici, de la versetul 19, de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. A nu mă fi implicat însemna să refuz o chemare, un mandat de la Domnul. Așadar, oamenii care au trăit o viață cu folos au fost oamenii care au fost siguri pe ceea ce trebuie să facă. Cât de sigur a fost David pe victoria asupra lui Goliat? Nici o umbră de îndoială nu apare în cuvintele lui. Și așa s-a întâmplat. El a fost uns, el știa că are o chemare în Israel. De aceea să ne ferim de părerile îndoielnice, să ne ținem de încredințarea care am primit-o, să fim statornici, pentru că altfel nu primim de la Domnul, nu avem rezultate, să fim stabili în ceea ce facem. Un al doilea adevăr, o a doua explicație, rugăciunile sunt sursa pentru câștigarea biruinței și atingerea obiectivelor din planul divin. Numai prin rugăciune primim certitudine și putere asupra unei lucrări și a continuării ei. Mă întorc din nou la Nemia, capitolul 2, vom vedea că încredințarea ei s-a fundamentat pe fond de rugăciune. E prezentată o rugăciune și în capitolul 1, în capitolul 2 este scris din nou, eu m-am rugat Dumnezeu cerurilor. În
capitolul 4 sunt prezentate alte rugăciuni, 4 cu 4, 4 cu 9. Peste tot întâlnim rugăciune la oamenii aceștia. Esra, capitolul 8, celălalt bărbat de slujbă din vremea aceea. Versetul 21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. S-au rugat? În capitolul 9, din nou îl întâlnim la rugăciune. Deci Dumnezeu ne poate da o încredințare și putem fi siguri la un moment dat. Trebuie să mă căsătoresc, trebuie să intru în lucrarea aceasta, dar dacă nu întreținem cu rugăciune acea lucrare, slăbim, ne îndoim și lucrarea nu se mai face. Și Domnul Hristos a fost nevoit să se roage mult în timpul activității sale. Apostolul Pavel, Daniel și mulți alții oameni care au trăit o viață cu folos, toți aceștia au fost oameni ai rugăciunii. Pentru că scria Ioan în întâia sa epistola, capitolul 5, referitor la nevoia de încredințare și de păstrarea legăturii cu Domnul ca să primim putere pentru ceea ce trebuie să facem în fiecare etapă a lucrării noastre. 1 Ioan 5 cu versetele 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Deci în primul rând să avem siguranța că e voia Lui. În al doilea rând să cerem. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile care le-am cerut. Ce urmează după încredințare? Rugăciune. O organizare bună. Se vede foarte clar aceasta în viața lui Neemia. Cum ar fi fost să treacă prin țară și să spună prin cetatea Ierusalimului să încercați fiecare să zidiți. Ce puteți? Ce puteți acum? Ce puteți la anul? Nu reușeau ei să zidească când veneau ceilalți să dărâme. S-au organizat. Nu doar muncitorii au organizat. A pus pază militarizată. Și numai în felul acesta, având lângă el un om cu trompeta care dădea alarma, scrie în Neemia capitolul 4, au reușit să ducă lucrarea la bun sfârșit. Altfel, nu s-ar fi făcut mare lucru. Citim tot din cartea Neemia capitolul 5, unde observăm că lucrarea aceea a necesitat și cheltuieli de natură economică. Oamenii aceia trebuiau să mănânce, aveau familii. Organizarea a fost foarte complexă. Știți că la noi, după Revoluție, până s-au aranjat din nou lucrurile, a durat. S-au distrus fabrici, s-au distrus CAP-uri, până au fost reînființate alte instituții și am pierdut startul. Aici s-a pus bazele din nou a unui stat, chiar dacă nu avea o independență de plină. Este scris aici în capitolul 5, de la versetul 14, din ziua când m-a pus în împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul, luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sicle de argint, chiar și slujitorilor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile prin prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci aleși și păsări și la fiecare 10 zile se pregătea din belșug tot vinul de care era trebuință. Cu toate acestea n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Deci a fost o organizare foarte complexă și au reușit într-un timp record, o lună și ceva, să rezidească zidurile Ierusalimului. Știți că n-a avut mașinării, totul se făcea manual. Știu eu ce metode aveau, plan înclinat, scripeți, lucruri, mecanisme rudimentare. Au depus efort. A reușit să facă față și cu aprovizionarea, și cu paza, cu toate. Și cu nevoile de ordin social, economic ale familiilor. O bună
organizare. Asta înseamnă să nu fiți comozi, să fim foarte practici în ceea ce facem, să nu fim pasivi, să fim corecți, să împărțim sarcini în mod echitabil, să fim marcați de o stare altruistă. De toate acestea este nevoie ca să trăim o viață cu folos. E suficient ca cineva să fie un om mofturos, pretențios. Lucrează numai ce îi place, vine la lucru numai când vrea, cu astfel de oameni nu se mai termină treaba. Și aici în biserică avem o organizare pe slujbe, pentru formații, pentru misiune. Hai să fim sinceri, chiar ne ținem întotdeauna de organigrama asta? Fiecare știe dacă se ține. Dacă cei ce sunt programați la anvon sau la pază sunt corecți. Dar nu se poate trăi o viață cu folos numai într-o organizare bună. Ce folos ar aduce soarele și luna pământului dacă nu și-ar respecta orarul? Folosul este dat de păstrarea vremii potrivite pentru fiecare lucrare. Ori pentru asta trebuie să fim activi și punctuali, așa cum citim din Epistola către Tit, cele scrise de Apostolul Pavel, acestui slujitor pentru a fi implementate în biserică. Tit 2 cu versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un rod ca să fie al lui, ceea ce înseamnă dedicare, nu doar apartenență, plin de râfnă pentru fapte bune. 3 cu 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Să slujim este de folos. Unii cred că dacă slujești, îți pierzi vremea, îți pierzi viața. Da, numai că spunea Domnul Hristos că cine și-o pierde, și-o câștigă. Unii cred că sunt mai economici și au un randament mai mare pentru ei dacă nu-și fac timp să slujească altora. Oare nu învățăm din exemplul evreilor care erau dedicați o vreme numai casei lor și nu sporeau nici în cele materiale, pentru că nu au fost dedicați casei Domnului. Când slujim pentru Domnul Dumnezeu, ne binecuvintează activitățile și avem spor. Da, pentru toate acestea trebuie să fii activ, să fii dăruit. Doamne, ajută-ne! Și dacă nu suntem până dăruiți până suntem în putere, când o vom face? Când suntem mai bătrâni? Un frate obișnuia să spună, când se întorcea la Domnul câte unul mai bătrân, așa, pe patul de moarte, câte unul pe care nici nu mai știi cum să-l îndoi ca să se încapă tot în vană și să nu se nece. Ce mai poți să faci cu el? Și spunea acel frate, de epave are nevoie Dumnezeu sau de corăbii pe care să le umplă și le trimită în larg? Așadar, să slujim Domnului câtă vreme avem putere la tinereții, cu resursele ce le avem și la bătrânețe, să mai poate face ceva la care îi dă Dumnezeu sănătate. La care e bolnav, ce mai poate? Să se roage câte unul, nici să se roage nu mai poate că îl doboară starea de sănătate sau medicamentele care le ai, perturbă minte. Dacă în plan pământesc scrie Solomon, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, că după ce mori, vorba fratelui Simeonuc, iar vreți la odihnă. De odihnă nu scăpați, că după ce murim, tot la odihnă ne ducem. Să facem ceea ce ne este dat. Și toate lucrările sunt binevenite. Nu există lucrare în adunare care să nu fie cu folos, care să n-aibă preț în ochii lui Dumnezeu. Pentru că și în trupul uman, care organ nu este de folos? Toate sunt de folos. Orice lucrare este binevenită. În al patrulea rând și ultimul,
referindu-mă la explicațiile care vi le aduc în față. Ca să trăiești o viață cu folos, spuneam în primul rând că este nevoie să primești încredințarea a ceea ce trebuie să faci, în al doilea rând să te rogi pentru ceea ce trebuie să faci, în al treilea rând să fii foarte activ, bine organizat și dedicat și în al patrulea rând să slujești prin credință. Pentru că răsplata întreagă nu este aici, sunt momente în care riști să fii demoralizat, să nu mai vezi sensul lucrării, rostul colaborării. Și dacă nu există credință într-un folos etern, în răsplată, te pierzi. Știți ce întreba Petru la un moment dat? Doamne, le-am lăsat pe toate. Și cu ce ne alegem? Și Domnul n-a fost indiferent la această nevoie. A răspuns aceste întrebări. Adevărat vă spun, a zis, voi veți avea o mare poziție. Veți judeca pe cele ce 12 seminții lui Israel. Veți avea răsplat, veți primi însutit. Eu cred că după ce au stat aceste cuvinte, Petru era gata să spună precum Isaia, iată mă trimite -mă. Dacă așa stau lucrurile, mă angajez să fac o lucrare sau alta. Citim din cartea Maleahii, pentru a vedea că unii nu slujeau sau slujirea lor era defectuoasă, pentru că nu aveau încredințarea unei răsplăți a siguranței slujirii și a răsplătirii. Maleahi 3 cu versetul 14. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, îi ispitesc pe Dumnezeu și scap. Da, o mamă care naște câțiva copii, că asta e o slujire deosebită, e o viață cu folos, o viață cu rod. Poate să fie ispitit la un moment dat să spună, și eu ce-am câștigat că m-am trudit și nu m-am putut bucura de viață și am fost tot timpul în activitate? Uite, altele, n-au nicio grijă. Nu trebuie privit așa, că riscăm să nu mai slujim, nu numai să ne pierdem răsplata. Versetul 16. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, adică ei și-au respectat îndatoririle la orar. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte aducerea mintei a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de el și cinstesc numele lui, adică pentru cei ce sunt conștiincioși la locul lor de muncă. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Dragii mei, dacă pe parcursul lecției în seara aceasta v-ați gândit, oare eu cu ce aș putea să slujesc, gândiți-vă și numai cum meream îndemnați la una dintre rugăciuni, la câte rugăciuni am putea să facem, la câtă slujire de mijlocire este nevoie. Eu știu câți oameni se roagă pentru mine, dintre rudenii, prieteni, de prin biserici, frați, surori în vârstă, și am mare nevoie de acest ajutor. Sunt încredințat că în slujirea în care sunt implicat, dacă nu ar fi suficienți oameni să se roage pentru mine, diavolul m-ar zdrobi, m-ar împiedica să mai pot lucra. Dumnezeu îmi va răsplăti numai mie? Că am avut o slujire vizibilă? Nu. Eu încă sunt expus posibilității să-mi pierd din slujire că stau în față. Dar mulți din cei ce m-au ajutat în slujire sunt notați de Dumnezeu și răsplătiți în ziua aceea. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe cei ce slujesc în ascuns, cum spunea Domnul, în odăiță, sau cei care, la un loc de muncă, se poartă ca un adevărat credincios prin vorbele lor, prin ceea ce fac, sunt ca un preot al lui Dumnezeu în mijlocul unei fabrici. Poate vor sluji doar prin niște cuvinte, mă refer într-un mod vizibil, public, așa, cum obișnuim să spunem, că aceea ar fi o slujire, dar slujirea comportă întreaga lor viață, prin felul în care se relaționează la oameni. Dacă se mai și roagă pentru ei, dacă mai și fac câte un bine la colegi, oamenii aceștia au trăit o viață cu folos. Cel puțin este o mărturie în toată fabrica
printr-un sfânt care a fost acolo, printr-o studentă, printr-un elev, într-o școală întreagă, într-o universitate. Și poate unii vor zice, da, ce mare lucru a făcut omul acesta? Să slujim cu consecvență și dacă nu se vede și dacă nu suntem apreciați. Spune Scriptura aici mai departe, în capitolul 4, de la versetul 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, adică cei ce slujesc și sunt la datorie în orice vreme, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi supare pe lui, veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Asta înseamnă că se vor răsturna valorile și sfinții vor fi premiați și slujirea, atunci vom vedea că ni s-a meritat tot ce am făcut pentru Domnul. Citesc și cuvintele Domnului din Ioan capitolul 12, de la versetul 24 la 26. Acum, unde Domnul a explicat în mod tainic, așa cum obișnuia, valoarea unei slujiri pentru Domnul, o viață cu folos. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de râu care a căzut pe pământ nu moare, adică dacă nu slujește nimănui acelui grăunte, rămâne singur. Dar dacă moare, dacă semănăm bobul de grâu, aduce multă roadă. Și exemplul acesta e pentru noi oamenii. Cine își iubește viața? Eu nu slujesc, eu mă cruț, mă menajez. De ce să postesc eu? De ce să slujesc? De ce să mă complic cu oamenii? Nu te complica, dar îți pierzi viața. Viața oricum trece. O va pierde. Dar cine își urăște viața în lumea aceasta, asta privit din afară, dinspre lume, li se pare că noi ne consumăm viața. Cu nașteri, cu slujiri, cu post, cu rugăciuni. O va păstra pentru viața veșnică. Am observat în alte țări și în alte confesiuni, chiar la noi în țară. Slujba durează o oră și ceva. Și să mai spunem că unii se miră de noi și dintre ei noștri când aud că am stat o zi în adunare. Prea mult! Da, nici la loc servici când te duci nu stai numai o oră. Și dacă e vorba de stat la o masă, la o nuntă, se stă acolo cu orele, bătaie de joc de stomac și uneori și de suflet. Da, slujirea pare prea mult. Nu-i prea mult, ci pentru Domnul. Și se merită. Nu e o pierdere de viață, e un câștig, e un folos, versetul 26. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, dar cinstirea este la vremea aceea. Încheiem afirmând că o viață cu folos este o viață în care te dăruiești pe baza unei încrederi în Dumnezeu. Te angajezi pentru că știi cui slujești și știi că Dumnezeu își aduce aminte, că nu se pierde absolut nimic din toate acestea. De aceea, Neemia se ruga și întâlnim de câteva ori cuvintele acestea rostite de el. De exemplu, capitolul 5, spun el în versetul 19, adu-ți aminte de mine. Capitolul 13, versetul 14, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. Și încheie cartea cu aceleași cuvinte, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Ce înseamnă asta? Doamne, ești singurul căruia m-am dedicat. Cartea mea de muncă e la tine. Aștept răsplată, pensie de la tine. Și când te-ai încredințat lui Dumnezeu în forma aceasta, să știi că nu ești niciodată în pagubă. Să știi cui te-ai dăruit, pentru cine te-ai consumat, vei vedea, dar bine ar fi să ne lămurim mai repede, nu numai la sfârșit, că s-a meritat. Doamne, ajută-ne să ne dăruim și să nu ne treacă viața fără folos. De asemenea, vreau să notez în încheiere că o viață dedicată Domnului
și numai Domnului. Este o viață dedicată printr-un legământ, printr-un angajament sfânt. Dumnezeu are nevoie să ne angajăm pentru toată viața. Asta este dovada că ne-am încrezut în El. Este ca și în cazul armatelor spaniole care au cucerit America, care au luat exemplul romanilor și au cucerit Britania. Când au ajuns pe țărm, au ars corăbile. Zici, noi nu ne mai întoarcem înapoi. Cine se uită înapoi, nu-i vrednic. Cine se îndoiește, nu primește. Dar și după ce am rostit un legământ de slujire înaintea Domnului, să nu lenevim. Pentru că se impune atât rămânerea în slujbă, cât și slujirea cu eficiență într-o organizare bună, într-o viață de rugăciune. Am reținut un cuvânt a unui frate care cu ocazia ieșirii la pensie a spus: îmi pare rău de câteva lucruri, între care primul a zis: n-am slujit Domnului cu suficientă dăruire și spiritualitate. Alții stau în piață până la ceasul la 11-lea și au pierdut vremea. Știți ce le-a spus stăpânul? De ce stați în piață fără lucru? Dar să nu fim nici din aceia care s-au dus la lucru de dimineață, dar au lucrat și n-au lucrat, cum se spunea pe vremea noastră la CAP-ul. Noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc. Dumnezeu ne plătește. Numai și noi să muncim, amin? Să facem un legământ că vom sluji Domnului. Scrie printre altele, nu doar cu toată inima, adică să n-ai alte plăceri. Scrie în Biblie cu toată puterea. Și asta înseamnă să te consumi. Avem noi o frumoasă cântare: toată energia mea pun la dispoziția ta. Și cântarea trece în revistă membrele noastre, ochii noștri, mâinile, picioarele, toate se slujească Domnului, căci Dumnezeu ne-a dăruit ființa după chipul Său ca să-i aparținem și să-i slujim Lui, amin? Așa au înțeles cei din vremea aceea, după cum vă citesc în Neemia, capitolul 9, versetul 38. Pentru toate acestea noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris și căpetinile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Doamne, ajută-ne să slujim cu toată râvna, cu toată puterea și lăsați pe seama lui Dumnezeu să contabilizeze slujirea noastră și răsplata ne va fi sigură în împărăția Lui. Să nu ne irosim viața și vom vedea în lecția următoare, ultima, referitoare la această perioadă, că se poate să-ți pierzi viața fără folos, ceea ce este cea mai mare tragedie. Cei ce-și trăiesc viața cu folos pot să spună lui Dumnezeu: Doamne, adu-ți aminte. Că despre ceilalți știi ce scrie? Nu vor avea nicio aducere aminte. Adică să n-aibă Dumnezeu pentru ce să te răsplătească, să-ți pară rău. Astăzi citeam o cugetare care suna astfel: trăiește-ți ziua în așa fel încât dacă te-ar întreba Dumnezeu ce ai făcut în ziua aceasta, să poți să dai raport liniștit și Dumnezeu să spună: și pentru ziua aceasta, bine, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Amin.